Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Așa cum ați văzut astăzi, în mult au avut locul de la evenimente. În mijlocul nostru, în mult, aici a fost domnul președinte Adrian Stase, lângă noi și doamna senator Lucuța Vasile, pe care ne sprijină în mod direct. O să vă spună probabil mai târziu. Și Marius Oprescu, candidatul nostru al Partidului Social-Democrat la funcția de primar al municipiului Stase. Domnule președinte, pentru că așa, dar trebuie să ne cere scuze, o dau cu domnul președinte. Probabil că aveți unele întrebări, de aceea unii de noastre au fost și în sală, cred, la ce au ascultat comentariile pe care am făcut mai devreme. Sigur că era vorba de o discuție de partid, am încercat să prezint cumva problemele pe care le avem, pe lună în care am reușit să depășim unele dintre dificultăți. Domnul președinte, știu că 19 deputații PSD au votat pentru pentru ca alegerile alegerile locale să fie din primul tur. Și printre care și dumneavoastră. De ce ați făcut asta? Îmi place felul care s-a urmărit întrebare. De ce ați făcut asta? Chiar nu îmi place felul. În primul rând, vreau să refer la acest. Eu n-am votat, n-am participat la vot. Ceea ce este cu totul acest. Am informație din interiorul partidului dumneavoastră. Deci, am informație greșită. Eu vă spun ce s-a întâmplat și veți vedea. Dacă o să mai citiți odată ce a scris Corina Lăcortescu pe și luați informația direct de la sursă și nu de la cineva care a citit, de la cineva care s-a urcat în pom și s-a uitat pe imaginea, pe calculatorul Corinei Lăcortescu, veți vedea că, de fapt, eu nu am participat la acel vot. Și nu am participat pentru un motiv foarte simplu. Eu consider că există două categorii de argumente și că aceste argumente sunt valabile aproape în egală măsură în pentru situațiile în care noi avem primari și unde, în mod evident, situația lor va fi ușurată, consolidată prin acest sistem. Și cum avem cel mai mare număr de voturi, cei mai mari număr de primari, iar dacă adăugăm și pe liberali cât sunt și câți ori mai fi și de la PC, această formulă nu neapărat ne deranjează. Și în celelalte zone, unde, într-adevăr, neavând primari, este important, sigur, acolo, un al doilea tur de scrutin, ne-ar fi avantajat. Dar și așa, în măsura în care există inteligența necesară, putem, prin sondaje, să găsim candidatul unic al nostru, care se miște din primul tur. Deci așa veți împărți jumate-jumate pe dumneavoastră și PNL? Nu, nu. Vom face sondaje și vom vedea care sunt candidații cei mai buni. De aceea, mie mi-a fost foarte greu să aleg una dintre cele două variante. Pentru că pentru cele două ipoteze existau argumente valabile. Sigur, putem să speculăm că dacă unii dintre primari ar putea să plece acum la vedere, se pot face multe speculații. Dar eu cred că pe fond, și asta au fost și discuțiile la noi în partid, ce eu considerat că este mai corect să nu particip la acel vot, pentru aceste argumente pe care oricând le pot prezenta public. Deci eu nu mi-am ascuns această opțiune, nu am de gând să o ascund, ci știu că unii vor fi fericiți, alții nefericiți. Dar primarii noștri, dacă îi întrebați, vă vor spune că nu îi deranjează vor sistemul ăsta de vot. Știu că ați mai lansat o carte anul trecut, în urmă cu o jumătate de an, această carte pe care o ați lansat-o și astăzi, am Bacci Andrei, și la Caracal și la Balci. Atunci, domnul președinte, dacă mi-am amintesc bine, nu v-a întâmpinat nici în acolo, nici în Caracal, nici la Balci. Aici... Acum o mare greșeală, dar acum ce-a răspundat? Apreciez sinceritatea. Mulțumesc. Deci, ca să fie foarte clar, viața politică e destul de complicată. Aici, mai ales în Mătăr. Și eu am învățat lucrurile astea de-a lungul.
Cred însă că trebuie făcute eforturi pentru, prin dialog, pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Așa, dacă mi-aș fi spus cu mai mult timp înainte, eu aș fi pariat în mai mare măsură pe Vanisteriu. Iată că s-a dovedit că n-am avut dreptate din punctul de vedere al partidului. Asta nu înseamnă că nu este în continuare, din punctul meu de vedere, un tip inteligent, un tip profesionist. Dar... Pe senatorul Toma, n-ați fi pariat? Niciodată n-am pariat pe senatorul. Iar înseamnă că n-aveți informații, citiți ce scrie Corina Drăgătescu. Glumesc. Dar relația mea cu domnul Toma a fost senzațional. Dar dacă când o să vină domnul Cioan aici, trebuie să-l vedem. Până în 2014, credeți că ar fi posibil să redeveniți președintele Biserică? Știu că v-ați dori lucrul ăsta foarte tare și nu, dacă nu câștigă, reformulând întrebarea colegilor, dacă nu se câștigă alegerile cu 50 plus, își va da demisia domnul Ponta? Deci eu... Asta o să întrebați pe domnul Ponta, dar ceea ce cred eu că este important, să știți de la mine. Eu cred că am trecut dincolo de bine și de rău, cum am spune Nice, și sunt într-o zonă în care eu mă simt confortabil ca eu persoană care a fost deja președinte al partidului, care are un anumit rol, un anumit influență. Și eu vreau să vă asigur mai puțin la vreodată. Vreau să vă asigur ca președinte al Consiliului Județean, nu neapărat ca președinte al Partidului Județean de Mâncatul Mienul, că nicio primărie, nicio primărie nu va rămâne fără salariu în acest an. Domnul președinte, vreau să menim puțin această problemă a primarilor. Acești primari care sunt vizibili sau căutați mai mult în anul electoral. Bun. Din drumurile mele prin județ am descoperit unul. Că, dincolo de acele cooperative electorale de care se trage noastră cu Joana și mai departe, și de disciplina de partid, acești primari recunosc, nu cu reportul, nu în discuțiile neoficiale, că nu sunt mulțumiți de, eu știu, atitudinea sau vizibilitatea conducătorului suprem, dr. Ponta. Și se pare că dumneavoastră aici aveți o problemă pe care Bănescu o știți, de la Ion Iliescu, în face PDSR-ul, PSD-ul, cam aici are problema. Este un partid mare, o oaste mare, dar nu aveți un conducător. Nu a scos vizibil și ca prim-ministru, așa? După aceea a venit Joana, a coborât puțin stagiile, s-a încercat un experiment să se umanizeze, să se urbanizeze imaginea colosului. Bun. Acum a venit Victor Ponta, un alt experiment. Dar din cauza acestor experimente se pare că suferă partidul. Revin, este un partid mare, dar se pare că nu aveți un conducător. Sunteți general bun de lângă dânsul, dar doar atât. Deci, aveți o problemă aici. Asta bănesc că sunteți improvist. Există, din când în când, există modificări de echipă. Nu poți să treci de la o echipă de aur la altă echipă de aur. Se schimbă generații, se schimbă opțiunile. Sunt noi echipe care... Și în plus, apar niște situații. Sunt diverse accidente care se pot întâmpla. Ceea ce a făcut Mircea Joană, el a determinat, într-un fel, faptul că s-a sărit peste o generație în leadership-ul partidului. Lucrul ăsta trebuie asumat acum. Pentru că, practic, partidul a avut de ales, în momentul respectiv, datorită încăpățânării lui Mircea Joană, între Mircea Joană care, în afară de oamenii pe care el îi mobilizase și voturile pe care el le mobilizase, avea o mare problemă. El venea după o frustrare enormă în partid, legată de faptul că, deși se făcuse un efort imens, se cheltuiseră bani, eforturi deosebite, practic, datorită unei chestiuni pe care nimeni n-a înțeles-o, bine, au fost foarte mulți colegi care și-au pierdut serviciul, care au avut probleme personale, care au probleme personale. Și atunci, el ar fi trebuit să înțeleagă că nu era o chestiune oportună să recandideze și că trebuia să găsim o altă variantă. Eu cred și acum că varianta cea mai bună de tranziție pentru momentul
traumatice după alegeri, trebuie să fie, Ion Iliescu acolo, atunci. Pentru că el putea, pentru un interval de 2 ani de zile, să asigure acel buffer, tamponul, până la pregătirea platformei pentru următoarele alegeri. Atunci nu vor fi de acord cu varianta asta, dar înceleas, Miceveanu nu era o variantă. Pentru că Ion Iliescu nu a fost și nici nu. Atunci, eu am dorit să candidez, însă efortul acela de mobilizare la Congres, pe care l-a făcut de altfel Emil Boc după aceea, că a fost același mecanism pe care l-a folosit Emil Boc, cu cel pe care a încercat să-l folosească și deci așa. Dacă eu aș fi candidat, aș fi pierdut alegerile. Nu pentru că în partid poate n-aș fi câștigat. Poate aș fi câștigat dacă făceam un referendum. Dar între cu delegația aceea, nu aveam cum să câștig. Și atunci, eu știți foarte bine că m-am retras. În aceste condiții, noi am avut de ales, sau partidul a avut de ales, între Lucian Joană, cu aceste probleme în bagaj, și Victor Ponta. Victor Ponta, în mod normal, ar fi trebuit să candideze, probabil, la Congresul următor, în mod normal. Dar a fost o situație determinată de chestiunile concrete de atunci și Victor Ponta a făcut progrese foarte mari, după părerea mea, în ultimile luni. Și eu cred că trebuie încurajat și trebuie ajutat. E o situație de fapt pe care nu avem cum să o schimbăm. Și atunci, singurul lucru inteligent pe care putem face este să-l ajutăm. Să fim cu toții o echipă, să-i spunem când credem că greșește, dar fără să încercăm să dăm sentimentul că este sub tutelă. Eu cred că se descurcă destul de bine, poate că este prea des la televizor, poate că sunt diverse lucruri, dar și aici, eu uneori, în discuțiile cu el, eu recunosc că poate că atitudinea lui mai radicală este mai potrivită pentru partid acum, în anumite momente, decât poziția mea mai intelectuală și mai puțin fermă, să spun. Dar poate nu are aceeași greutate, ca un om cu părul grizonat. Eu am o experiență de 20 de ani, am trecut prin atâtea bătării. S-a putut schimba situația după alegerile locale, strada din viitor în politică, în care, să zicem, Pusele nu mai obține un număr suficient de mare de voturi sau de primă de aleși, astfel încât să dea șanse Pusele-ului să câștige alegerile parlamentare. Bun, asta e o chestiune pe care nu pot discuta foarte serios acum, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Dar eu pot să vă spun ce s-a întâmplat în 2004. În 2004, la alegerile locale, am obținut rezultate mai slabe decât am sperat. Și atunci am luat niște măsuri care pe mine personal m-au costat în ceea ce privește relația cu unii colegi, dar care pentru partid au fost foarte utile. Am făcut alegerile preliminare în partid, care chiar dacă au fost într-un fel aranjate în anumite zone, dar au creat o anumită emulație în partid și au dat sentimentul unei schimbări și au fost foarte mulți oameni care au intrat în acest joc politic și al candidaturilor interne. Și doi, atunci delegația permanentă și-a dat demisia la sugestia mea. Și am refăcut conducerea partidului pe o altă bază. Am întărit structura de la partid, am făcut anumite lucruri, am luat niște măsuri care au contat pentru relansarea partidului. Deci eu cred că vor fi corecții de făcut după alegerile locale în funcție de rezultat. Dar vom vedea atunci. Unde? În ce condiții? Ce v-ați spus întrebări până acum. Două serii de întrebări. Sunt colegi care n-au pus întrebări și aș vrea să întâi să terminăm cu acest inventar de probleme. Acum, față de 10 ani, care este părerea dumneavoastră? V-ați numărat printre admiratori sau nu? Având în vedere problemele pe care le-a avut, poate că s-au blocat activitatea de către consilie, schimbările care au fost blocate aici. Și poate că l-au plecat mai departe la o devreme. Părința de presă s-a încheiat.